În cadrul ședinței Consiliului Raional din data de 29 martie, în cadrul dezbaterilor întrebării proiectului decizii 214 și întrebarea 32 din ordinea de zi modificată, președintele ședinței a anunțat o pauză. Pentru până pe data de 2 aprilie, ora 11. Avem data de 2 aprilie, ora 11. În sală sunt prezenți 25 de consilieri din 27. Ședința este deliberativă în continuare și oferim cuvântul președintelui ședinței pentru a continua dezbaterile pe marginea proiectului decizii 2/14 cu privire la lichidarea instituției publice școala primară Grădiniță Mincerii de Sus. Mulțumesc! Bună ziua, stimați colegi! Am revenit după pauza anunțată din data de 29 martie și revenim la rubrica dezbateri și luări de cuvânt. Dacă cineva dorește să intervină, poftim. Dacă vreți. Da, vă rog, domnul Ciută. Stimați colegi, eu înainte de venit la ședința astăzi am fost la o școală din teritoriu azi și am întrebat care sunt dotările la clasele primare. Mi-am spus că fiecare clasă au televizoare, fiecare profesor este dotat cu laptop, 60% din toți elevii sunt dotați cu bănci de astea reglabile, au tot necesarul pentru instruirea și mai mult că atât au chiar anul împrejur, la voar, apă caldă. Eu am spun așa, o să-mi argumentez un pic foarte scurt votul meu. Eu am doi nepoți la Chișinău, la numai clasă, tot Tocatin, fior în eu în fiecare zi îi duce oameni la rând, îi duce la dimineața la școală, la Chișinău, la grădiniță, la școală. Adică părintele își bate capul ca să aibă copilul niște studii normale. Eu cred că acele școli din teritorii care într-adevăr au rămas cu 12 elevi, 16 elevi, 22 de elevi, nu vor avea în următorul timp posibil să aibă așa dotare cu televizoare, cu planșete, cu bănci, deoarece marea majoritate din toți banii care sunt dotați prin aceste școli se duce la salarizare. Odată și este transport din aceste sate. Eu, în primele mele studii, sunt pedagogici și am o leacă de capacitate de a analiza și modul de încadrare într-un colectiv al elevilor, din clasa 1 sau a 4 sau a 5. Când vin copiii din clasa 5 într-o școală, după ce își fac studii într-o școală primară, e mult mai greu să asimileze. Deci eu, având aceste argumente, eu cred că totuși, dacă în cazul când nu putem să ținem piept să continue copiii între acele școli, cu aceleași condiții care sunt în școli mai mari, eu sunt pentru așa că copiii să meargă într-o școală dotată din punct de vedere tehnic. Eu nu pun în îndoială, cum a spus doamna Grigoriță, că profesorii sunt mai răi. Dar dotarea totală care se va răspânge pe viitor asupra copiilor, eu cred că trebuie să ținem cont de chestia asta. Da, într-adevăr am vrea noi și școală în fiecare sat, dar în fiecare an copiii devin mai puțini și mai puțini. Și noi ne transformăm în acel stăpân care vrând să-i facă un bine când îl taie coada câtul de cusic. Eu am să votez pentru lichidare. Da, domnul Sergiu, vă rog. Stimați consilieri, bună ziua. Luând în considerație că discuții sunt multe, soluții puține, noi venim cu declarații care voi da citire la finele, la epuizarea ordinii de zi și vă îndemn să o contrasemnați fiecare consilier. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier. Deci la final de votare, deja procedurii de votare, o să vă oferim cuvântul. Cine mai dorește să ia cuvântul? Da, poftim. Noi tot, eu o să, ca așa, din partea Partidului Acțiunii și Solidaritate,
Noi la întâlnirea din 1 aprilie ne-am întâlnit ca să punem ceva, niște propunem, niște sugestii ca să ajungem la același rezultat, să nu lichidăm cu școlile astea. Și noi am argumentat în felul următor. Noi v-am adus la Consiliul Raional o semnătură, toate propunerile noastre. Eu le dau citire. Consiliul Raional Rezina, în ședința din... Este la dumneavoastră dezbatere? Da, e dezbatere. Este o declarație? Da, eu am, noi spunem părerea Partidului Socialist. Luare de cuvânt. Da. Poate o dați citire la final de... Da, nu, noi îl dăm amuși, ne luăm de o grijă, să știi sau acestea sunt noastră. Propuneri. Acestea propuneri, sunt propuneri, da, bine. Propuneri. Dar eu m-am gândit înainte de a noi, a ne spune noi propunerile, poate mai vorbesc, că domnii reprezentații de pensați să ne mai spună ceva. Ha? Ei, las-o spune, bine. Să nu întrec, nu ne-a merge bine. Consiliul Raunei Răzina, în ședința de 29 martie 24, a înaintat spre examinare și luare unei decizii privind lichidarea unor instituții publice, inclusiv Școala Primară Grădiniță Mincenii de Sus, Școala Primară Grădiniță Roșcani de Sus, Școala Primară Gordinești, Școala Primară Lalova, Școala Primară Mișeni. În demersul adresat Ministerul Educației și Cercetării și Ministerului Finanțelor cu numărul 124 din 12 martie 24, președintele Raionul Rezina Cuculescu Teodor am prezentat un calcul al bugetelor instituțiilor de învățământ sus menționate, indicând un deficit de 1.649.000 de lei. Deoarece nu s-a ajuns la un consens între consilieri, ședința a fost prelungită pentru data de 2 aprilie 2024, cu scopul ca fiecare fracțiune să prezinte propuneri de salvare și de păstrare a instituțiilor propuse spre lichidare. La dezbaterile publice din 1 aprilie am așteptat ca președintele raionului să prezinte soluții de salvare, dar nu a fost să fie, argumentând lipsa de finanță. Analizând proiectul bugetului pentru anul 2024, fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate propune următoarele. Conform statelor de personal al aparatului președintele Raion Rezina, la moment sunt vacante 7 unități, inclusiv eu aici în asta, inclusiv cu reducerea funcției de specialist în atragerea investițiilor, cu fondul anual de salarizare plus contribuții de asigurări sociale iese de 1.071.527 de lei, care poate fi redicționat la acoperirea deficitului. La fel, în secția agricultură și alimentară este o unitate vacantă cu un salariu anual de 126.781 de lei, care poate fi redicționat la acoperirea deficitului. În secția construcții gospodăriei comunale și drumuri sunt două unități vacante, cu un salariu anual de 261.922 de lei, care poate fi redicționat la acoperirea deficitului. Suma de 1.090.000 lei rămași în gestiunea Direcției Învățământ, Tineret și Sport de la Serviciu Asistență Psihopedagogică să fie redicționați la acoperirea deficitului. Reducerea alocațiilor privind întreținerea drumurilor publice locale cu 50% în sumă de 2.900.000, care pot fi redicționare la acoperirea deficitului. Suma totală constituie 5.450.230 de lei. Este ridicol să lichideți 8 instituții de învățământ cu un buget mai mic al Consiliului Raional, întreținerea a 43 de persoane din cadrul Consiliului Raional pentru anul 2024 ne costă pe noi contribuabilii 7.306.000 lei. Iar întreținerea 132 de lei ne costă 5.662.000 întreg și 85.000 lei. Noi vă înaintăm așa. Da, mulțumesc, doamna consilier, deoarece în raportul dumneavoastră au fost vizate persoane concrete, deci oferim dreptul la replică domnului președinte, domnul Teodor Culescu, vă rog. Stimați consilieri, bună ziua! Nu am planificat astăzi să vin iarăși cu discursuri în fața dumneavoastră. Deja a patra oară ne întâlnim în formatul practic identic. Ce-ți spune doamna Stipanida vis-a-vis de aparatul președintelui raionului? Iarăși o să încep și o să vă spun că noi ne aflăm în funcții și activăm în conformitate cu legislația în vigoare.
Da. Toate procesele sunt reglementate de lege. Corect ați menționat că sunt 7 funcții vacante în aparatul președintelui și nu în zadar sunt funcțiile astea vacante, doamna Stipanida, pentru că noi încercăm să acoperim deficitul care îl avem inclusiv și la aparatul președintelui. Aceeași situație este și la secția cultură, aceeași situație este și la Palatul de Cultură, aceeași situație este și la biblioteca publică din orașul Rezina, la toate instituțiile, la toate subdiviziunile Consiliului Regional sunt în deficit. Noi pe tot parcursul anului avem o sarcină să elucidăm acest deficit, să ne dezicem de angajări, că am fi putut, credeți-mă, pentru comoditate să angajez în toate funcțiile respective persoane. Nu am făcut-o, am argumentat de ce și când o să aveți timp, eu vă invit să vă dau informația lunară, cum monitorizăm noi, cum se fac economii la fiecare secție și direcție și inclusiv la aparatul președintelui. Pentru data de ieri, nu eu trebuie să vin cu soluții, dragi colegi, ci dumneavoastră trebuie să veniți cu soluții. Noi am luat și am respectat cadrul legal care ne-a fost pus pe masă și noi suntem obligați să-l respectăm. Noi am venit în fața dumneavoastră cu soluția care se cere de la noi și știți bine cine insistă pe această notă. Nu eu am venit cu modificarea formulei de finanțare, ci au venit colegii dumneavoastră. Pentru asta am așteptat din partea dumneavoastră nu să mergem pe jos până la Chișinău, dar să luăm o poziție și spunem, dragi colegi, reieșind din faptul că colegii noștri de la centru sunt la guvernare, noi o să intervenim, o să solicităm suportul lor și o să rugăm să ne ajute în această situație. Iată, eu asta am așteptat. Și pauza s-a luat anume pentru asta, ca să conștientizați. Dumneavoastră ați văzut că n-a fost nimeni pentru la ședința din data din 1 aprilie ca să închidă instituțiile de învățământ. Toți au fost împotrivă. Toți primarii s-au expus, toți managerii instituțiilor de învățământ s-au expus, toți sunt împotrivă. De asta, soluțiile care le propuneți dumneavoastră, o parte din ele posibil o să fie implementate. O să reducem, dacă o să fie cazul, o să reducem finanțarea pentru drumurile publice. Dar vreau să vă spun că sunt linii bugetare diferite. Nu sunt banii Consiliului și nu stau undeva în clădirea Consiliului Regional și vrei ei, vrei nu ei. Iarăși, este lege, este fondul rutier. Dacă țineți minte, anul trecut, prin hotărârii de guvern, s-a permis primăriilor, administrații publice din nivelul 1, ca să folosească banii din fondul rutier pentru acoperirea deficitului la salariu. Asta nu eu fac de capul meu sau noi. Este lege. Și dacă o să ne permită, noi o să facem. Credeți-mă, cu jale, cum spuneți dumneavoastră, așa am spus că să închid instituțiile de învățământ. Dar eu sunt obligat și ce o ținut de mine, eu am făcut. Și credeți-mă, indiferent de poziția care o luați dumneavoastră, indiferent, noi soluții o să găsim. Bine. O să căutăm, domn președinte, bine. Noi am venit cu propuneri. Primiți-le, eu vă mulțumesc, vă rog, frumos. Și gata. Eu vă mulțumesc. Primiți-le și gata. Domnule președinte, doamnă președinte a ședinței. Vă mulțumesc, domnul președinte. Oferim dreptul la replică doamnei Aurelia. Stimați consilieri, bună ziua. Pentru că în propunerile colegilor consilieri a fost vizată direct Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rezina și fostul serviciu asistență psihopedagogică, fără rea intenționare, vă sugerez colegial să ridicați materialele ședinții Consiliului Regional Rezina din luna decembrie 2023, când a fost aprobat bugetul pentru anul 2024, doamna Stipanida, și să vedeți care a fost bugetul serviciului asistență psihopedagogică. Și o să vedeți că Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rezina, după achitarea tuturor plăților și restanțelor salariale, pentru anul de gestiune 2024, când nu se cunoștea din ce dată o să fie reformat acest serviciu, au fost bugetat în jur de jumătate de milion de lei. Nici ca cum un milion și noi nu am avut resursele necesare. Ei aveau, înregistrau un deficit de 594 de mii pentru anul respectiv, iar aparatul de
direcției de învățământ, cabinetul metodic și toate celelalte instituții din subordinea exclusivă a direcției de învățământ, înregistrau un deficit de peste 600.000. Corect spuneți un milion și doar că milionul ăsta și deficit, nu bani bugetați. Nu bani bugetați. Serviciul asistență psihopedagogică. Dumneavoastră, consilierii, ați aprobat bugetul pentru anul 2024 în sumă de jumătate, în jurul a jumătate de milion. Adică, după ce noi am achitat toate plățile, ne-am îndreptățit toate obligațiile salariale față de persoanele acolo care au fost angajate, banii respectivi au fost sub 400.000, 400 și ceva. Cât au reușit ei să fie salarizați pe câteva zile din ianuarie. Nici mai mult, nici mai puțin. Nu putem astăzi spunem că a fost un milion de lei și el e undeva în aer. Bine, doamna Aurelia, dumneavoastră vineri la 29, la ședință, a spus așa un cuvânt. De ce? Că nouă ne-a rămas, cum, secția și ea s-a dus la minister, dar banii nu i-au lăsat. Și în timpul ăsta... Nu, eu am spus asta, domnul președinte. Nu, și eu, în timpul ăsta, dumneavoastră ați angajat o unitate acolo. Cui trebuie? Noi nu am angajat nicio unitate. N-am angajat pe nimeni. Vreau să vă... ați propus ca să spui, și am spus, parcă da, pe tine e să vă explic, toate că nu e relevant la acest proiect de decizie. Doamna Stepaneda, eu ce am spus știu foarte bine. Eu vreau mă văd. Din sursele care, cum spuneți dumneavoastră, au rămas, o să fie acoperit deficitul la direcția de învățământ. Asta s-a spus. Asta s-a spus. Deficitul o să fie acoperit din sursele respective. Nu, ia că n-am eu ordine de zi să vă spun și acolo. Stimați colegi, cine mai are careva propuneri? Da, vă rog. Stimați colegi, ceva nou n-am să adaug, n-am să spun nimic. Păcat că am ajuns la așa situație când cu mâinile noastre vrem să gătuim întâi școlile, dar undeva peste un timp foarte scurt să lichidăm și raioanele. Într-adevăr, domnul președinte, trebuia împreună cu toții să ieșim, dați-ne bani ca să trăiască satul și școala, trăind școala, activând în teritoriu. Noi salvăm satele. Degeaba mai facem, mai am reparat în școli, am făcut cantine, am făcut locurile sanitare. E foarte ușor, mai ales când este televiziunea lângă noi și vă folosesc de televiziune, să arunci o piatră în iaz și vreo 10 s-o scoată. Am analizat așa repede prin gând ideile care le-ați propus dumneavoastră. Dați să facem întâi lucrul nostru cum scade, să nu ne băgăm în lucrul cuiva și să ducem astfel lumea în eroare. Ar fi mai bine ca să ne gândim întâi de populația noastră și pe urmă să ne sfădim așa de nervos între noi. Noi, nu știu, eu știu majoritatea dintre consilieri vor vota, cred că, împotriva închiderii acestor școli. Se vor găsi, susțin ideea de a apela către minister, către guvern, către parlament, către președintele țării. Doar toți împreună au spus și spuneți și noi cuvintele lor. Vrem să construim sate europene la noi în țară. Haideți împreună să facem asta. Nu trebuie să-i lăsăm de izbeliște pe Lalova, pe Mișeni, pe Minceni, niște sate mici, dar sa noastre. Mulțumesc. Stimați colegi, dacă îmi permiteți și mie în calitate de consilier, dar și ca medic, am o profesie pașnică și permiteți-mi să mă expun și eu foarte scurt vis-a-vis de acest subiect foarte sensibil ce ține de soarta unor copii mici. Deci nu, noi nu uităm că vorbim de copii 6-7 ani. Deci ca medic, eu vă spun în cunoștință de cauză că vârsta de 6-7 anișori este o vârstă foarte dificilă pentru dezvoltarea unei personalități. Pentru că aici este etapa de creare a creierului. Aici se creează personalitatea ca om, ca viitor cetățean.
pentru că noi vorbim de un copil de 6-7 ani care trebuie să-l ridicăm din pat, poate la ora 5-6 dimineața, să-l pregătim pentru școală și să-l ducem la câți kilometri, cu ce transport, în ce condiții climaterice, nu știe nimeni. Acești părinți, într-adevăr, vor primi această, eu îi spun mită, da, 1000 de lei, care o să fie dată sau nu o să fie dată, că nu este clar, foarte multe chestii neclare sunt în aceste modificări în codul educației. Eu am citit codul educației aceste modificări. Deci nu este clar. De ce eu consider că astăzi trebuie, nu în plan politic, dar în plan omenesc, în plan de profesie. Fiecare dintre noi are o profesie și ne-am ciocnit, suntem pedagogi, medici. Dați vedem, un copil din Meșeni sau din Lalova sau din Roșcana este gata la 6 dimineața să fie sculat din pat și să dus în alt sat. Atâta timp cât noi am creat condiții. Dacă noi aspirăm spre valori europene și încetșor le creăm copiilor aceste condiții în sate, atunci de ce trebuie astăzi să tăiem totul, să punem două scânduri în fereastră la școală și soarta unei școli sau unei clădiri părăsite, noi o cunoaștem într-un sat, și să ducem copiii așa micuți, nu știu unde. Deci eu consider că un copil mic trebuie să fie lângă familie, deoarece nu degeaba există, mi se pare, din 2013, standardele unice de calitate în școala primară, un document, printre altele, foarte bun, unde se vorbește despre toate condițiile și standardele care trebuie să fie într-o școală primară. Aceste standarde se respectă astăzi în aceste 5 școli pe care noi dorim să le închidem datorită unei hotărâri de guvern și a unei modificări la codul educației, absolut mi se pare că negândită și care merge împotriva copilului, împotriva familiei și împotriva societății. Aceste standarde ne spun clar că chiar dacă un copil, o școală, un pedagog n-a atins anumite standarde care sunt stipulate într-un document, școala, copilul, profesorul nu este pedepsit pentru asta, dar din contră se caută soluții pentru a ajusta aceste standarde. Haideți, stimați colegi, noi astăzi, având aceste standarde în școli, să răsuflecăm mâinile, suntem toți cu carte, să găsim acești bani pentru a susține aceste școli, a susține pedagogii, a susține familiile noastre tinere din aceste sate care au mai rămas numărate pe degete și să nu închidem școlile. Eu consider că noi toți avem această capacitate mentală astăzi să analizăm la rece care este soluția corectă. Și vreau să vă spun ca președinte al Comisiei Sociojuridice că avizul Comisiei a fost negativ. Deci noi am votat împotriva închiderii acestor instituții școlare. Eu vă mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Vă rog. Doamna, se poate. Stimați colegi. Deci, doamna Serafima. Politica care se duce în țară, noi o simțim toți. Și eu cred că aceea ce se pune lichidarea școlilor este ca un element de distrugere a satelor și a țării întregimii. Și asta vor să facă cu mâinile noastre. Ei distrug, dar să primim noi hotărârile ca pe urmă să fim învinuiți ca întotdeauna. Deci, dați fim serioși. Distrugând, lichidând școlile primare din sate, noi lichidăm satul. Lichidăm totul. Dați ne dăm bine seama. Pentru viitor, pentru copiii cei, pentru tot ce avem noi. Ca lumea să ne pomenească de bine. Mulțumesc! Poftim, cine mai dorește? Da, vă rog. Deci, stimați colegi, stimată doamnă președinte, făcând apel, domnul Cioriș, către, având în vedere, făcând apel și către președintele Republicii Moldova, s-a luat în considerație aici, pot spune următoarele. Și vă dau un exemplu. Deci, la aparatul președintelui, pe anul 2023, la cheltuieli de motorină, vă dau ca un exemplu să fie, s-a contractat contractul numărul 14 din 16.1.2024 316.000 lei. După asta s-a contractat pe data de 28.7.2024 455.000 lei și plus 30.000 acord adițional, adică s-a mai luat motorinul. Și în total s-a făcut suma de 802.000 lei la motorină cheltuială. În contextul ăsta, vreau să vă spun așa. Doamna președintă,
a Republicii Moldova s-a dezis de mașină personală, doamna președinte s-a dezis de Condrița, să zicem, pentru economie la buget. Domnul președinte, dumneavoastră astăzi, sunteți de acord să economisezi dintre acestea 802 milioane dacă ați prevăzut pentru motorină și dumneavoastră? Stimați consilieri, eu de mult stă pe limbă vorba asta și de multe ori am discutat-o cu domnul președinte Ciorici. Noi ne-am gândit să cumpărăm 2 cai și să îi legăm acolo în spate la Consiliu, să fie și atunci să fie toți mulțumiți. Nu credeți că noi, dacă suntem de la un nivel mai jos, nu înțelegem toate momentele. Care și de ce s-o dezis? Haideți constructiv. V-am înțeles, domnul președinte. De aici, din contextul ăsta, vreau să spun următoare. Final. Ștefan, când a venit la conducere și cel mare în primul an de conducere, a spus așa: țara asta trebuie să crească într-un an cât în 10. De când avem o președinte în Republica Moldova, credeți-mă, se referă fix aceleși cuvinte. Cât nu s-a făcut în 30 de ani, a făcut doamna în 3 ani. Și nu încercați să-mi spuneți că nu-i corect. Asta îmi vă spunem. Mersi mult. Dar ce să nu încercăm? Da, mulțumesc, stimați consilieri. Eu vă rog foarte mult ca să nu ne abatem de la subiect, să vorbim pe subiect. Vă rog, domnul consilier Bordian. Stimați consilieri, eu însă încerc să fiu cât mai succint și cât mai la subiect. Situația demografică din satele noastre o cunoaștem toți, nu este una bună. Să discutăm cine este de vină și cine nu, am putea încă o săptămână înainte să ne certăm aici, dar rezultatul nu se va schimba. Copiii nu se vor înmulți, părinții nu vor avea dintr-un copil 10 dacă noi ne vom certa aici. Cu părere de rău, cred că toți de aici înțelegem că soarta lor, mai devreme sau mai târziu, va fi aceeași care putea fi rezolvată vineri. Prin consens, printr-un vot aproape unanim a consilierilor, fără a arăta cu degetul unul la altul, că ăsta a votat pentru închidere și e rău, iar eu n-am votat și-s bun. Deci cred că fiecare mă înțelege ce vreau să spun. Atâta timp cât nu s-au găsit și nu au venit în spatele acestor proiecte de decizii și alte clarificări, cum am discutat cu directorul de școli și cu primarii din localități, unde vor fi angajați acești profesori, cel puțin ca notă informativă, discuția cu... S-a ajuns ca acest subiect să fie unul foarte și foarte politic. Eu vreau să vă zic că eu de mult n-am văzut că rezinienii noștri să fie atât de activi, inclusiv acum telefonul vibrează pe masă și tot îmi scriu fiecare care urmăresc această ședință despre ceea ce se întâmplă la noi. Și vreau să zic că ei sunt împărțiți în două părți, pro și contra, și fiecare au argumentele lor. Atâta timp cât la noi situația dată cu acest proiect, cu aceste 5 proiecte de decizie a devenit una foarte politic și, de ce vreau să zic, și controversată, pentru că joia trecută, au venit reprezentanții guvernului de la Chișinău care, practic, au convins lumea că ele trebuie închise. Iar vineri, reprezentanții PAS-ului au spus că nu susțin acest proiect, deci transformându-l și mai politic. Nu zic că nu au dreptul să îl susțină sau să-l susțină, dar pentru mine e un paradox. Ce facem mai departe? Ce se va întâmpla dacă, după proiectul de decizie al guvernului cu achitarea, nu vreau să-l numesc altfel cum a fost numit, a acestor 1000 de lei pentru mutarea copiilor din școli, aceste școli care noi astăzi nu o să le închidem, deja e sigur că nu o să le închidem, vor rămânea nu cu... Câți erau? 17 până la 22, cam între ele, da? Vor rămânea nu cu 17, dar cu 7. Asta este prima. Ce vom face cu profesorii care vor rămânea la 1 septembrie într-o situație? Este a doua întrebare. De ce noi azi nu discutăm despre de ce acești bani, care foarte corect, trebuie găsiți unii, de unde se pot iei economisie, să fie găsit transport comod, transport și soluții care să ducă și elevii și profesorii, care iarăși am zis, trebuia să fie sub aceste proiecte de decizii și niște propuneri care și unde se va duce discutate. Atâta timp cât ele nu sunt, atâta timp cât
s-a făcut atât de mare zarvă pentru ele. Revin și cu ceea ce s-a mai discutat acum. Fiecare intuim că se vor găsi niște bani. Domnul președinte a zis și cuvântul drumuri. Cât de echitabil este să luăm banii de la drumuri lăsând găurile acolo și să le dăm la aceste instituții? Și a doua întrebare care vine de la foarte mulți părinți și profesori de la Liceul Olimp din Rezina, care are peste 600 de elevi în instituție, care un an de zile, un an, nu poate folosi sala de sport pentru că podeaua de acolo este distrusă. Poate nu știu toți consilierii, dar acolo, 640 sau 620, cât sunt ei, că se schimbă mereu acolo, deci nu folosesc sala de sport. Și aici nu vine nimeni să zică, haideți să găsim de undeva niște bani. Pentru că nu e atât de populistă întrebarea. Părerea mea, nu vă supărați. În cazul dat, eu vreau să fiu foarte succint și să spun că, din moment ce acest subiect a devenit atât de politic și atât de monitorizat, nu se discută constructiv, nu se discută economic, nu se discută analizând și situația educativă. Nu vreau să zic că profesorii din aceste localități sunt cumva mai slabi sau mai răi, dar iarăși a apărut întrebarea de la alți profesori, de ce cineva cu 36-38 de elevi în clasa a patra este achitat la fel ca unul care are un elev în clasa a patra? Și cred că la toate aceste întrebări toți o să trebuiască să le dăm răspunsuri. Mai departe, care va fi soarta și la celelalte școli după 1 septembrie? Noi o să vedem, pentru că urmează să avem schimbări mari și nimeni nu le poate ghici acum. Dar vă rog, deci să ținem cont de cele doleanțele și a primarilor, și a directorilor școlilor, dar și a celorlalți părinți care sunt și în instituții cu mulți copii și iată aici discutam și despre Solonceni. Noi am alocat niște bani pentru reparația cantinii acolo, dar acolo situația tot este cu semn de întrebare. Ce se întâmplă dacă de acolo la 1 septembrie mai migrează copii? Ce se întâmplă cu Tarasova și de ce fiind în același raion cu noi se duc la altă școală, din alt raion. Adică avem foarte mult, domn președinte, de lucrat la acest subiect și el nu se încheie astăzi. De atât o să fiu succint și o să zic că din acest considerent noi, împreună cu colegii, nu o să votăm, o să ne abținem de la a vota pro sau contra acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, vă rog! Da, mulțumesc de setul de întrebări. Într-adevăr, nimeni nu știe ce o să fie de la 1 septembrie. Asta e clar, că suntem într-un haos total ce ține de sistemul de învățământ, nu doar din raion, dar din țară. Nimeni nu poate să garanteze că nu o să migreze copiii, doar s-a făcut exercițiu ieri cu Lalova. Nimeni nu poate să garanteze că copiii nu o să migreze. Asta este cert. Cum o să deruleze situația mai departe? Vom trăi și vom vedea. Cu siguranță, indiferent de votul dumneavoastră, mie mi-a fost clar că nu vor trece aceste proiecte de decizie încă din data de 29, de vineri. Da? Respectiv, din momentul dat, noi suntem în căutare de soluții. Și vreau să vă spun că noi o să revenim ori de câte ori o să fie nevoie, o să vă informăm pe toți ce soluții am găsit. La etapa actuală, eu constat că noi un pas deja l-am făcut. Vreau să vă spun că noi deja toți cunoaștem subiectul ăsta în scoarță. Și eu consider că asta e corect. Să cunoaștem toți ce se întâmplă și cum se întâmplă. Și să cunoașteți că procesele din raion depind într-adevăr de votul dumneavoastră și valorează mâna ridicată. Eu n-am rugat pe nimeni să susțină. Eu am spus, noi aducem argumentele care le avem în conformitate cu legea, dumneavoastră luați o decizie. Și iarăși, reiterez, indiferent de votul dumneavoastră, noi să căutăm soluții pentru ca să le menținem.
Nu o să fie posibil. Noi iarăși o să venim în fața dumneavoastră și o să vă rugăm. Cât o să fie necesar, noi o să venim. Ce ține de școala, de sala sportivă, noi cunoaștem. Cunoaștem când s-a făcut reparația ultima la sală. Noi nu putem să venim acum să alocăm bani și să ne pomenim în aceeași situații. Acolo este o problemă care trebuie să o clarificăm, să vedem de unde se iau apele subterane, așa, la suprafață. Vreau să vă asigur că cunoaștem de situații. S-au solicitat bani doar ca să înlocuim podeaua existentă cu alta și într-un an, doi, să ne pomenim în aceeași situații. Nu este corect, nu este o abordare constructivă. Noi trebuie să identificăm unde e problema, să găsim soluții corecte și atunci să intervenim. Și cu siguranță lucrul ăsta o să facă. Noi vreau să vă asigur că cunoaștem și o să intervenim. Doar că nu vreau mă scuzați de expresie, de mântuială. Pentru că am fi putut la ședința asta să alocăm bani ca să înlocuim podeaua care este în starea care este, doar că pe moment rezolvam problema, doar că pe o perioadă mai lungă nu. Și plus că noi conștienți suntem că liceele din oraș o să devină cu timpul centri mai mari și trebuie să fie o sală adecvată de sport. Stimați colegi, da, vă rog. Stimați colegi, propun ca proiectul de decizie 2/14 era acum care după ordine acolo merge, ceea ce privește cu privire la lichidarea instituției publice și la primară grădiniței Mincenii de sus, să aprobăm numai punctul 1, ție act de informație referitoare la situația financiară a instituției de învățământ din raionul, a instituțiilor de învățământ din raionul Răzin, și punctul 6, responsabil pentru executarea prezentei decizii. Punctul 2, 3, 4 și 5 să fie exclus. Totdeauna trebuie decizia oricare să fie. Domn președinte, în așa caz nu văd ce să executăm. Adică trebuie să reformulăm. Am avut, aveam așa o practică, că așa ne-am înțeles întotdeauna. Întâi punem la vot proiectul de decizie în întregime. Da, dacă se poate. Dacă se pune la vot deci proiectul de decizie propus de către președinte, atunci a doilea ar fi bine de adăugat încă acolo, că la executarea sau căutarea fondurilor președintele raionului cu administrația publică locală de nivelul 1, cumva să-i responsabilizăm, că noi am discutat atâta cu primarii aici și au zis că o să încerce și ei să facă ceva. De ce să nu punem pe spatele doar a Consiliului Raional toată povara aceasta, dar cumva să mobilizeze și administrația publică locală de nivelul 1? Păi noi nu îi impunem, dar oricum, pentru rezolvarea problemei, care chiar e o problemă destul de stringentă în localitate, deci se propune ca să implice și stimați consilieri, cine mai dorește să ia cuvânt sau tragem linie deja la rubrica lor de cuvânt? Bine, mulțumesc. Atunci tragem linie pe rubrica dezbaterilor de cuvânt și procedem la procedura de vot. Până a procede la procedura de vot, o să votăm proiectul de decizie în lectura inițială propusă de domnul președinte și luăm în considerație propunerea domnului consilier Valeriu Ciorici, ce ține de modificarea deciziei cu în decizie să sună decizia de informații referitor la situația financiară a instituțiilor de învățământ din raionul Rezina. Să luăm în vedere propunerea doamnei Luba Stavinski ca în proiectul decizie să notăm și parteneriatul Consiliului Raional Rezina, cine vor fi parteneri în prelucrarea acestui subiect vis-a-vis de găsirea surselor financiare. Deci trebuie să cumva să formulăm corect, da?
și cine este responsabil de îndeplinirea acestei decizii. Deci până a merge pe întrebarea, pe decizia care este propusă în format inițial, deci dat să formulăm decizia numărul 2 cu modificare. Dar poate merge prima, poate merge prima. Poate merge prima, dar oricum să fim de-a gata ca să avem și varianta luând în considerație propunerea consilierilor, că au dreptul la propuneri. Doamna președinte, dacă îmi permiteți, eu propun, în cazul în care nu se votează planul, propunerea domnului Ciorici, să ne limităm doar la că se ia act de informații, de situația financiară a instituțiilor de învățământ, punct. Nu, ci să, haideți să fim serioși, și să vorbim cu domnii primari, dacă noi cunoaștem soldurile lor, noi cunoaștem care e starea lor financiară. Și noi oricum o să căutăm soluții și o să venim în fața dumneavoastră. Nu trebuie să ne încălcim noi aici între noi, să ne trasăm niște sarcini și niște obiective care e clar că nu o să le putem atinge. Și plus că nu o să găsească o soluție, o să trebuiască să căutăm primarii și să discutăm cu dumnealor toate momentele, pentru că o să fie complicat. La etapele respectivi, o să implicăm pe toți actorii și credeți-mă că pentru mine e mai comod să discutăm în format deschis, consultări și așa mai departe. Toate ideile care o să fie și propunerile o să fie discutate prin consultări publice, prin audieri publice. Și nimeni nu a închis ușile Consiliului să veniți cu propuneri. Eu, asta este părerea mea, dacă... Bine, mulțumesc! Deci, stimați colegi, deci procedem la procedura de vot. Cine este pentru decizia numărul 2/14 cu privire la lichidarea instituției publice Școala Primară Grădiniță Mincenii de Sus? Cine este pentru? Votăm. 1. Contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, contra. S-a obținut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dumnezeu, domnul Josan, n-ați participat la vot. Domnul președinte, observați, dacă primiți proiectul de decizie 2.14 era inițial, dar noi am mutat nu, cu locul. Nu, el așa și rămâne. Așa și rămâne, da? Da. 2.14. Vă mulțumesc. Cine este pentru decizia numărul 2/15? Stai. Da? Așa lăsăm, nu mai votăm altceva. Sau întrebă... Nu se aprobă nici o... Păi a decăzut deja, nu? Ea a decăzut pentru că a trecut... Exact, înseamnă. Nu. Ca să luăm act de informație, tot trebuie să votăm. Domnul ei ne-a informat situația creată în școli. Nu știm. Și în proiectul de decizii ca să rămâi, să iei act de informații referitor la situația financiară a instituțiilor de învățământ din Raiul 1 Răzăna, numai fraza asta să rămâi, tot trebuie de pus la vot. Deci de aceea eu și am propus care o să fie textul. Dar și denumirea proiectului de decizii nu poate rămâne cu privire la lichidarea în cazul ăsta, dacă se ia act. Cum? Păi, trebuie să schimbăm și denumirea, dar asta l-avem și în ordinea de zi deja pusă colegi, cu denumirea. Deci eu am propus că dacă nu trece prima variantă clasică care este propusă, atunci trebuie să avem un text clar de a doua variantă a deciziei. Este și varianta și dacă nu s-a aprobat proiectul de decizie, nu s-a aprobat. Și atât. Și mergem la urmă. Nu s-a aprobat, fără să ia. Și nu a fost așa situație. A fost. Nu s-a aprobat proiect de decizie 2/14 cu privire la lichidarea instituției publice. Nu s-a aprobat. Școala Primară Grădiniță Mincenii de Sus nu se aprobă. Mergem mai departe. Decizia 2/15 cu privire la lichidarea instituției publice Școala Primară Grădiniță Roșcanii de Sus. Cine este pentru? Vă rog să votăm. 1. Cine este contra? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 contra. S-a obținut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 s-a obținut. Toți au participat la votare. O persoană nu a participat la votare. 1 plus 6 e 7, plus 17 e 24, trebuie să fie 25. Stimați colegi, cine n-a participat la votare? Eu am votat contra, m-ați numărat, sper. Corect. Corect. Da. Decizia numărul 2/16 cu privire la lichidarea instituției publice Școala Primară Lalova. Cine este pentru, vă rog să votăm. 1 pentru. Cine este contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 contra. Cine s-a abținut? 1, 2, 3, 4, 5, 6 s-a abținut. Mulțumesc. Decizia numărul 2/17 cu privire la lichidarea instituției publice Școala Primară Gordinești. Cine este pentru, vă rog, votăm. 1 pentru. Cine este contra? 17 contra. Cine s-a abținut? 6 s-a abținut. Decizia numărul 2/18 cu privire la lichidarea instituției publice Școala Primară Meșeni. Cine este pentru, vă rog să votăm. 1. Cine este contra? Aceea 17. Cine s-a abținut? 6. Mulțumesc. Deci, după cum ne-am înțeles îndată ce am revenit în sală, domnul Sergiu, consilier de la Partidul Socialiștilor, domnul Sergiu Ciburciu, are o declarație. Vă rog. Bună ziua, încă o dată. Vreau să dau citire declarații către președintele Republicii Moldova, doamne Maia Sandu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Igor Grosu, prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Dorin Recean, ministrul Finanțelor Republicii Moldova, domnul Petru Rotaru, ministrul Educației și Cercetări, domnul Dan Perciun. Stimată doamnă președinte, stimat domn președinte al Parlamentului, domnul prim-ministru și domnilor miniștri, vă informăm despre faptul că forul legislativ al Raionului Rezina, format din 27 de consilieri, se arată îngrijorat de faptul aprobării modificărilor la anumite acte normative care reglementează modul de finanțare, dar și modul de organizare activității instituțiilor de învățământ general din Republica Moldova. Dorim să atragem atenția asupra următoarelor aspecte. La data de 21 decembrie anul 2023, prin hotărâre Guvernului 1026, au fost aprobate modificări ale hotărârii Guvernului 868, fracției 2014, privind finanțarea de bază de cost, standardul per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclu 1 și ciclu 2, din subordinea autorității publice locale de nivelul al doilea, care în primul rând lovesc în formula de calcul al bugetelor instituțiilor, dar și în volumul și valoarea competente unităților administrativ-teritoriale. Apariția unui indicii care în formulele sus menționate ar însemna numărul de elevi ponderați încadrați în instituții contrar standardelor educaționale de stat, lipsit de vreo definiție clară și măsurabilă. Aprobarea la data de 6 martie 2024 a unei hotărâri de guvern care privede aprobarea unui proiect de lege pentru modificarea unor acte normative înregistrat ca numărul unic 1047 din 2023 și în mod special are ca scop completarea codului educațional cu articolul 145. Toate aceste modificări aprobate plus declarațiile din cadrul conferințelor de presă al Ministerului Educației și Cercetări au contribuit la percepția greșită a
rolul școlilor din mediul rural, dar reprezintă și un grav atentat la integritatea și aptitudinile elevilor ce studiază în școlile de la sate, care au fost și sunt comparați ca fiind cu rezultate mai slabe decât omologii lor din mediul urban. Suntem nemulțumiți de faptul că se lucrează la determinarea elevilor, părinților și pedagogilor pentru a părăsi școlile mici din sate pentru sumă de 1000 de lei per lună timp de 2 ani și calificăm acest fapt ca o mită aprobată prin lege. Prin aceste acțiuni se urmărește de fapt de către guvern sporirea gradului de migrație din școlile cu puțini elevi spre cele cu mai mulți elevi, acțiuni care, într-un timp foarte scurt, vor duce la autolichidarea mai multor instituții de învățământ ca un număr mai mic de 50 elevi. Consiliul Raional Rezina s-a convocat în ședință ordinară în data de 29 martie 2024, având pe ordine de zi mai multe decizii pentru care și unele complicate, în special pentru localitățile Lalova, Gordinești, Mișeni, Mișeni de Sus, Roșcană de Sus, instituțiile care în urmă modificările ce vor intra în vigoare la data de 1 septembrie 2024 vor atesta un deficit cumulativ de aproximativ 4.782.000 pentru anul financiar 2025. Specificăm faptul că aceste decizii sunt complicate și nu doar prin prisma faptului că suntem puși în situație să lichidăm un număr de 5 instituții de învățământ primar, dar și pentru faptul că în spatele acestor decizii se află angajați, părinți și elevi cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani. În cazul cadrelor didactice, situația devine complicată, deoarece nu beneficiază de pensii pentru limită de vârstă, dar nici nu au mari șanse de angajare în localitățile din apropiere. Până a discuta aceste decizii în cadrul ședinței Consiliului Raional, am desfășurat mai multe întâlniri cu diferite grupuri de persoane vizate și s-a constatat faptul că este practic imposibil să putem rezolva multitudine de probleme generate de aceste procese de unii singuri. În contextul celor expuse mai sus, consilierii Raionului Rezina solicită respectuos următoarele acțiuni din partea instituțiilor statului Republica Moldova, prin care amânarea aplicării prevederilor hotărârii Guvernului 868 fracții 2014, care vor intra în vigoare de data de 1 septembrie 2024, și anume articolul 6, 7, 8, 11 din anexa 1, regulamentul privind finanțarea de bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar ciclu 1-2, din subordinea autorităților publice și locale de nivelul al doilea. Până la data din 1 septembrie 2026, deoarece în următorii de ani numărul de elevi se estimează a rămâne stabil în instituțiile din raionul Rezina și ar putea permite identificarea soluțiilor de angajare pentru cadrele didactice. Abrogarea hotărârii Guvernului cu numărul actului aprobat 153 din data de 6 martie 2024 și anularea șasiților alocații pentru sporirea accesului la educație. Astfel nu se va permite discriminarea elevilor și angajaților din mediul rural și a instituțiilor cu un număr mai mic de elevi, iar sumele respective vor contribui la asigurarea funcționalității instituțiilor respective. Identificarea și alocarea resurselor financiare necesare în eventualitatea creșterii valorii deficitului bugetar pentru instituții de învățământ din Onul Rezina. În sensul elucidat, Consiliul Raional Rezina intervine respectuos cu solicitarea de a analiza propunerile expuse asupra și sperăm că adresarea noastră va fi precautată și analizată de către fiecare instituție menționată și nu va fi readresată după competențele de la un ministru la altul. Ori soarta copiilor și cadrelor didactice a acestei țări este responsabilitatea noastră a tuturor, pentru că în zadar vom implementa proiecte prin intermediul programului Satului European în localitățile fără instituții de învățământ, fără copii, fără familii tinere și fără viitor. Rog respectuos, stimați consilieri, să vă subsemnați. Poate remarc pentru domnul consilier. Vă rog frumos, data viitoare, când ați face astfel declarații, să vorbiți din numele fracțiunii noastre sau din numele consilierilor care deja au semnat declarația anumită. Nu numiți că toți consilierii sunt de acord, 27 sunt de acord cu ceea ce ați menționat în declarație. Urmați să semnați. Deja era menționat, toți 27 consilieri. Schimbăm numărul după semnări. Vă rog. Da. Doamna președinte. Declarația cui este? A consilierului. Care se vor subsemna? Nu, stați o leacă. Asta e declarația Consiliului.
ora fracțiunii socialiste. A Consiliului. Am numit către citire domnul Sergiu Ciburciu, consilier de la fracțiunea socialistă. Eu încă o dată vreau să știu. Declarația dată, ia Consiliului Raional, ora socialistă. A Consiliului. Aici în preambul scrie forumul legislativ al raionului. Înseamnă că ia aveți toți în vedere deodată. O spuneți ori majoritatea sau consilierii mai jos numerați. Dar voi ați spus deodată, forumul legislativ de raion. Nu e corect. Stimați colegi, declarația nu se pune la vot care dintre consilieri va dori să semneze apelul către conducere de vârf a Republicii Moldova, va semna, care nu semnează. Poftim. Stimați colegi, cine dorește să semneze această declarație, deci vă apropiați și o semnați. După semnarea acestei declarații, ședința se consideră închisă. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare.